Sportivii secției de canotaj din cadrul CSM Călăraș se întorc an de an de la competițiile naționale și internaționale cu medalii strălucitoare. Ei fac cunoscut numele județului nostru în țară și peste hotare. Rezultatele sunt cunoscute de toată lumea, iar sportivii sunt curtați pentru recrutare de marile cluburi sportive cu dotări corespunzătoare și putere financiară. Puțini sunt cei care cunosc faptul că sportivii călărășeni obțin aceste rezultate remarcabile cu embarcațiuni vechi depășite de noua tehnologie. Mai multe detalii primim de la Daniel Bănățeanu, antrenorul secției de canotaj din cadrul CSM Călăraș. Am participat la campionat național de seniori cu sportivii de la CSM Călăraș, secția canotaj, unde zic eu că am obținut rezultate foarte bune datorită concurenței foarte, foarte ridicate. După cum vă spuneam, locurile sunt așa ocupate la campionatele internaționale, fac acest campionat național să devină unul de talie europeană, dacă nu mondială. Copiii noștri, ce să vă spun, obțin rezultate foarte bune, deși embarcațiunile pe care le folosim sunt depășite moral. Aș aminti o medalie de bronz în barca de patru vâzle. Am fost și un pic dezavantajat la start, la care am participat cu sportivele foarte, foarte titrate. Ailinca Adriana, campioană europeană, proaspăt întoarsă de la campionatele din Polonia. Cașu Madalina, Drugă Cristina și Timoc Iuliana. Este o barcă alcătuită din sportive de categorii mixte, adică seniori și tineret, și am participat la, am zis, la seniori. Am obținut o medalie de bronz, iarăși destul de bine, cu Sandu Cristian Ștefan la simplu masculin. Și în proba de 8+1 am reușit să cucerim medalia de argint. Câți sportivi ați avut la această competiție? 19 sportivi am avut la această competiție, printre care și 7 juniori. Campionatul național de seniori încheie anul sportiv sau mai aveți și alte competiții la care veți participa? Da, acest campionat național de seniori la canotaj încheie competițiile pe apă. Mai aveam în luna noiembrie un campionat național de fond, dar datorită faptului că se intră în anul olimpic, se încheie sezonul pe apă. Urmează o competiție în decembrie pe ergometru, dacă ne va lăsa, eu știu, această pandemie să desfășurăm acest campionat, având în vedere că se va desfășura în sală. Mai avem o singură testare, pot să spun, la Năvodari, pe data de 13 noiembrie, când va avea loc campionatul național de juniori. Aveți sportivi foarte buni care an de an se întorc cu medalii strălucitoare la Călăraș. Însă ați spus de nenumărate ori că dotarea nu este cea corespunzătoare. Ați făcut o evaluare. De ce anume ați avea nevoie în momentul de față? Am făcut un necesar. Se pare că nu am putut să beneficiem de aceste embarcațiuni. Ce ați solicitat? Embarcațiuni și vâzle. De câte embarcațiuni ați avea nevoie? Păi, vedeți că este un pic mai dificil. La fiecare categorie de vârstă ar fi nevoie de embarcațiune specifică kilogramelor, dar măcar un rând de embarcațiuni, adică un 4, un dublu, un 2 fără și un simplu, ar fi 5 bărci. De strictă, strictă urgență, dacă vrem să rămânem competitivi în plan internațional. Și până în momentul de față de la Ministerul Sportului nu ați primit niciun răspuns? Nu, Ministerul Sportului este, ce să zic, a fost în reorganizare, au mai dispărut câteva ramuri. Sportul pentru persoane cu dizabilități a trecut la sportul pentru toți, deși nu înțeleg treaba aceasta, pentru că, din contră, acești oameni ar trebui sprijiniți, nu trece la sport de masă, pentru că
Da, mă rog, așa hotărăși din conducere. Dacă de la minister nu ați obținut sprijin, aceste embarcațiuni se pot achiziționa cu ajutorul autorităților locale, dacă acestea vor dori să vă susțină, sau a sponsorilor? Există și această posibilitate? Bineînțeles că există această posibilitate și în nenumărate rânduri am făcut apel la organele locale de conducere, pentru că noi suntem ai orașului, ai județului, ai municipiului și nu reprezentăm persoane fizice, ci orașul și județul Călăraș.